Doamna Florica, am o fetiță de 2 ani și 5 luni, să vă trăiască. Nu vorbește decât mama, baba verbalizează, nu e atentă, nu înțelege ce-i transmit, nu mănâncă singură, nu vrea să țină lingura în mână sau alimente care o pot murdări. Păi, doamna Florica, în primul rând ce v-aș sugera ar fi o evaluare. După evaluare, neapărat o structură clară, un plan, niște obiective pe baza a ceea ce terapeutul descoperă că nu știe copilul dumneavoastră raportat la vârsta cronologică și apoi luat fiecare obiectiv în parte și lucrat până când fetița dumneavoastră învață. Vă încurajez să faceți un plan de intervenție, primii pași din plan, și apoi o să vedeți că o să mai fie minim două soluții pe care o să le mai aflați pe lângă partea de plan de intervenție și evaluare, adică o să vă mai anunț și cum anume mai putem să colaborăm astfel încât când vă blocați să nu rămâneți acolo. Să știți că cea mai mare problemă nu este că părinții nu-și duc copilul la evaluări și că nu duc copilul la terapie, ci problema este când se blochează undeva și nu mai știu cum să iasă de acolo.